în episoadele trecute, în Leana și Costel la DNA. Bă, arborigenilor, bă! Cine este regele? România ta! Mai ce aveți, bă? Ce aveți, bă? Ce aveți, bă? Uie, bă! E mitica, bă, ăsta! Ăsta e... Bă, ne mai păcălești, mă, cu haine de la ajutoare! Onorată instanță! Clienții mei e nevinovați! Sigur, ca să știu eu ce fac, mă duc să-mi calc baticul al negru? Banii eu îi făceam, să știți. Iulie Albu, zic că sunt Iulie Albu. Aduceați-mi-va și mie o găină moartă să-mi pui în cap. Bă, puneți mâna pe aia, bă! Puneți mâna pe aia, bă, hoțomana! Ce-a purat asta toți banii, bă, toată averea mea, 750 de euro, bă! Nu mă arestat, nu mă băgați în pușcărie ca pe Udrea! Diarela Mandea, amendă 10.000 de euro pentru prostituție. Bravo, bravo! S-a zis că e curba, bravo! De nu v-ați închinat voi la mine, ca la mai mare zăitate autohtonă și de... Cu voi vorbesc, băi! Și de pe mapa mod! Leană! Leană, n-auzi, ieși afară o țără, Leană! Hai, ieși să ne împăcăm, fă! Hai că nu se supăra pe tine până, auzi! Mulțumesc Dumnezeu că ieșirăm teferi din spital, vorbea, nu se întâmplă nimica rău! Hai că nu-ți fac nimica, de... Vino cu aia, mă faci că mă jur, na? Uite, mă jur să mă găsească moartea dacă îți fac ceva. Eh, cum mă, ieși odată să... Bine că ești. Mă găsesc și aia. Asta am făcut. În acelea. Ce ai, mitică? Ce am? Uite, am 51 de ani și aș fi vrut să mai fi trăit și eu o țără. Măcar să fi lăsat și eu un copil pe lumea asta. Să mai fi băut niște țuică dacă se putea, că e păcat să rămâie după ce nu aș mai fi eu. Dar dacă asta am fost mie soarta, asta am fost. Hai, ia-mă și să te luăm o dată bâlciul ăsta. Că... Ce ai, mă, să te iau? Ce ai? Ce ți-ți veni? Uste, ia, mă! Ia, că la câte rahaturi am făcut eu pe lumea asta, ajung în rai din carici. Auzi, uite că băuși ceva, mă. Nu mă recunoști, nu știi cine sunt. Ei, mă, păi ești tu aia de la luași pe taicu și pe muica și pe vărufane când a căzut în dun. Păi, ești aia. Ce să fac eu, mă, cu măta și cu tatăl și cu un gălatul ăla? Zi ce cauți acelea că mă ții din treabă, hai! Păi, bă, dracu fac. Da. N-am apucat nici măcar să-mi iau izmenele ale bune, să se râză doctorul ăla de mine acolo când mă îmbălsăma. Hai, dă o dată cu coasa să terminăm. Ia uite acum, vrei să-ți dau coasă, mă? Păi nu ți-am dat, mă, și furca bună și n-am mai văzut-o? Ți-am dat și lopata, mi-am luat gândul de... Ia uite și toporul, îl nou, tot la tine e, mă? Doamne, cobor eu ca o rahată! Ca una dată, păi, stai măcar să mă spovedesc. Iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, că toată viața mi-am bătut joc de nenorocit să ștai lupârlai, pârțacul ăsta, de impotentul ăsta de Costel și de parașuta aia de Leana și de copiilor handicapați. Iartă-mă, Doamne, că am înșelat pe cățaua Cora cu Laica și pe amândouă cățelele cu capra Severina. Hai, dă-i o dată să... Mă, mitică, mă, ce ai, mă, tu ai fierbințări de la boală, vrei să pun ceva pe tine? Pământ să pui. Doamne, nici rude n-am. N-am nici cine să mă îngroape. O să mă târască câinii pe acele șapte curte. Auzi, părerea mea că e cât tu nebunici de tot. Să mor, eu îl chem ori pe milițean, ori pe Costel să te interneze naiba la balamuc, așa. Bă, tu nu mă recunoști cine sunt eu. Moarte, stai... Care moarte, mă, nebunule? Sunt eu, Leana! Leana! Leana, te vorbiți cumva cu Costel și cu Axinte, să faceți mișto de mine. Leana, mă, iete!
Îmi făcui și o mască din frumusețar. Firia, Doamne, mâncat, fă, auzi tu, dacă în frumusețat arăți așa, îți dai seama cum arăți naturală? Ce ai, mă, că vorbesc eu cu doctorul să mă facă și mai frumoasă, dar, auzi? Tine, nu pune. Unde ți-ți lăsași hainele alea așa, fistichii alea, frumoasele? Ne veniși cu ele? Nu mai am fă nici haine, nici bani. A ales praf. Mi l-a furat nenorocită aia de diarela, firarea dracuță, pe m-a lăsat în... Păi, eu ți-am spus, tu de ce credeai că umbla aia, mă, cu tine, a? Pentru bandă, om, ăsta, că altceva, la ce? Altceva, altceva, dar altceva nici la pucare, însă altceva, că nu se mai dezipea de mine și când se dă dură să trece la treaba aia, mi se fac curau de la plăcinta ta. Firea dracu să fii, dar nenorocită de criminală, că ai vrut să mă omori. Stai, bă, că te omori pe tine, bă! Opa, că mă dobori! Ia uite, bă, nu mai poate să umble omul liniștit pe uliță, că dă moartea peste el, au... Au, moartea! Vă duci, prietene, mi-tică moartea, veni moartea să mă ia să moară mama! Nu e moartea, bă! Eleana! E bă, tot un drac, că tot ce e Eleana. Dar tu ce cauți, mă, acelea? La ce veni? La matale veni, bre. Păi nu vii la cârciumă. Păi de Cosmin, procurorul de băut... Că-i făcut bucata lui Diarela. Ce le pusără pe funcție. Păi hai mă, băiete, vă ce nu spune. Ținte. Marcela, mă. Bă, să mă înșelea cu judecătorul, mă. Cât de nenorocită să fie, mă, și asta. Auzi, mă, nu cumva o ai și tu în listă pe asta? Bă, încă nu. Las. Măcar m-am răzbunat pe proastea de dia. Și-a luat și bătaie, și-a luat și amendă. Bătaie cu strigături de la bărbat, de la divorț, ia tot, oricum rămâne în fundul gol. Aia, oricum așa o știe lumea, în fundul gol. Să știi că... Acelea vrei, fii atent, acelea. Ne merilăm, ia. Ia, uite-te, bă, bravo, bă, petrece, frumos. Bă, cum, mă, da și, mă, țuică, mă, dacă e pe degeaba, mă. Dă-mă o țuică, mă, mâncă, mă. Și tu, la fel și tu. Hai, mă, dar eu așa am făcut, mă, când v-am dat la toți de beu pe banii mei. Bă, să vă fie rușine, mă. Altădată, super mare, dă-mă o țuică în coace. Pe datorie, na, hai, că nu mai tot... Trebuie să dai ceva la schimb. Ce să-ți dau, mă? Dă-te, na, căciula asta, na, hai, dă-ți. N-ai și tu nevastă, o fată, o berișoară, ceva? Ce să fac cu asta, când bag? Nu, dar stai, mă, care găuri, e bună asta, e bună la sârcie. Ia și mea. Așa pupăță. Dă-vre și mie, neamitică, dă să beau și eu gura mea. Te bă, dracu de miloc, mai termină-te, bă, cu prostiile așa. Bă, cobre, nu te-a dus să eu aici la petrecere, nu? Eu ți-a zis, hai să mergem, că dăm procurorul de băut. Bă. Să zici mersi că veni, că dacă nu, acțiunea ta, dacă chema pe cineva, era fix. Inutilule, lasă-mă, dracu, cum pace cu noi. Mersi! Tragedie terestră și dezastru galactic! Bă! Chemarea jandarmii să ne evacueze din sat! Mă, ce aveți, bă? Bă, Eleana, bă, nu vă mai speriați așa, mă, Eleana! Ce făcut nu te mai dus la înfrumusețat, că așa zicei? Chemare jandar... Numai din cauza lui piticul ăsta! Mă, nenorocitule! Diarela aia ta să culcă cu primarele! Și primarele-i vândut satul! El și-i intabulă! I-i făcut și cadastru! Și acum vine aia cu buldozerele! Și dărâmă satul! Satul nostru va trămoșească! Măcar băutura strămoșească să nu dărâme! Dă și mie să beau o țuică! Dă-mă și mie! Dă-mă și mie! Bă, îl bătrân, vezi că vin după tine! Vezi că vin! Dă-mă să beau o țuică! Ia uite-ai, dracu, suteți! Dă-mă! Uite! Bă, Costele, bă! Ia dă-mă și tu o țigarie. Ia auzi, brâu. Mâine, poi mâine încer nevastă. Păi aia nu mai e, mă, nevoie să o cer, că s-o oferă singură.
Hai mă, să-mi dai. Ca să ce? Ca să o fumezi, cum zice, ca să ce? Alegeți tu o țigare care vrei și ți-o fumez eu. Uite, asta, asta. Bă, dă-mă măcar un fum să trag și eu de la tine. Nu pot, bă, nu pot. De ce nu pot? E numărate. Dacă nu trag exact 37 de fumuri, dau un sevraj în com, în diabet. Mi se dereglează libido, așa. Bă, bă, dar zgârcit ești să mor, eu n-am văzut așa om să... Eu zgârcit? Păi, da, nu. Păi nu-ți dau, mă, ție tot fumul, uite. Dă-mă, dreapă. Țin eu ceva pentru mine? Absolut tot ți-l dau, bă. Vrei și scrumul, ține palma. Stai, mă, la, bă, lasă ăștia. Mă, de adevărat ce zice ăștia, mă, că diarela asta a cumpărat-o satul acelea. A? Păi că e musa să ne mutăm toți de-aici cu cățăl, cu purcel, cu toate ele. A? Aoleu. Păi și eu ce fac, mă, că n-am nici cățăl, nici purcel. Lasă că până de seară fac eu rost, nu e asta la treabă. Ba, dracu vorba românească asta cu fac rost. Hmm? De unde ai, bă, chestia aia? O cumpărași? Ne. O furași? Ne. O primiși? Ne. Făcui rost. Bă, auzi, serios, nu e de glumă, bă. Pe cuvânt, îi văzui pe ăștia ai lui Budin, dezmontare casa toată, și căra toate ele, lemnele, țâglele, acolo în deal unde are ei loc. Deci s-o refac acolo casa, pe deal. Bă, ce idee îndedești. Eu să vorbesc eu, mă, cu elu Budin să mute și pe a mea. Le dau 20-30 de milioane acolo și mi-o mută. Cât? Bă, și le dai tu 23, hai mă. Le dau pe dracu. Le găsesc ceva. Bă, în strâmbară stâlpul ăla, bă, în ciobliră stâgla aia. De nu-i fac eu de rămânii datori la mine. Dacă ar fi așa, un 4-5 milioane le-aș da, că slavă Domnului, am de unde. Ai dat un pă... Păi bă, Costel, uite, tocar eu, bă! Tocar colon de alt toată, dai 4-5 milioane. Da, mă. Jură-te. Uite. Păi acum, bă, acum ți-o iau, bă, toată și tocar bucată. Poliția, poliția, hoțu, hoțu, hoțu. Bă, du-te, dai pe țar glumele alea. Ce glume e ăștia, bă? Păi ori faci, ori nu, păi nu mă zăpăci. Hei! Ce mai căutați aici, ramoliților? Trebuia să fiți plecați de mult cu coșmelia asta voastră cu tot. Am aici ordinul de evacuare, în 2 ore bag buldozerele. Mă, diarele, mă, diarele, dă-te încoace să... Mă, fată, ținu-ți-o milă, mă, așa, să lași atâtea familii pe drumuri, oameni cu situații care vai de capul lor și are copii între tânere, că situații grele la... A? Nu știu, n-are cum să te lase pe tine sufletul. Zău! Care dracu familii, creștinule, ce ești? Caropișnițele astea, libidinoșii ăștia și împuțiții ăștia! Vreau să fac aici un cartier de lux pentru adevărații oameni ai României, pentru parlamentari, pentru politicieni să vină aici să se relaxeze, o oază de liniște, cum a venit prințul Charles. Nu pentru libidinoșii și... Bă, domnișoare, sau ce dracu ai fi? Fac eu ceva pe parlamentul tău, auzi? Casa asta o am de 4 generații, nu vii tu cu hârtii false... Băi, țărară, taci! Tu să dispar de aici, ai înțeles? Că altfel te iau pe buldozer! Și dacă mă face dracu, defrișez și cimitirul. Aia... De o ameste pe mota cu taxul de vă fac frați, ai înțeles? Băi, vezi cum vorbești, bă, că ești la mine în loc... Taci! Ce o să faci? Mai vrei încă 10 ani de pușcărie? Mă, diarele, mă mâncați așa ochii tăi. Stai, mă, așa. Ce ai tu, mă, așa de le rezolvi pe toate așa? Uite așa, ba, cumperi tot satul, ba, ne bași pe toți în pușcărie. Cine mă, tate, crezi tu, fă? Ce, că-mi vin draci acum mie? Chiar mă bucur că ai această părere despre mine. Vino încoace, că e un secret. Am o armă top secret, înțelegi? Te-aș arăta-o chiar dacă n-aș fi îmbrăcată. Aveți 2 ore să evacuați cocioaba asta. Mă, tu auzești? Ce? Bă, Costele. Bă! Chiar așa de proști să fie, mă, bărbați ăștia? Cum dă de o păsărică, cum îi face toate voile?
Păi n-ai de unde să știi, mă, că la tine păsărica are și cățelele și caprele. Ia să nu mai vii pe la mine prin curte, că după aia trebuie să duc curcile la ginecolog să văd dacă mi-e virgine. Nu, serios, mă, că asta, diarela asta are ceva, băia, e special, așa, nu? Că, uite, na, Leana, tot femeie, că zic așa. Dar nu e stare de nimic, mă. Nu, asta să vindești pe gratis, Leana. Pe câtă vreme, diarela are aceeași marfă, dar știe să o vândă, bă. Păi eu să am o muiere ca asta. Oh, eram stăpânul lumii, mă. Vroiam Alaska sau Florida. Mă trimiteam, du-te, păi, și te culcă cu Obama. Mâine era Alaska și Florida acolo, la parte. Sau vreau Hamburgul sau Hanovra. Du-te, păi, și te culcă cu ale Merkel. Mâine era Hamburgul acolo, în poartă. Zău, spui, asta e... Asta păsărica astea e bombă nucleară, bă, e valută forte. Nu e... Bă, tu ești prost, dar îmi dădești o idee bună. Bă, ce idee! Fii atent! Du-te și anunță toți oamenii din sat să fie la cârciumă. Eu mă duc să vorbesc ceva cu Leana și vin și eu imediat. Fugi să vezi, să vezi ce idee am. Tu nebunici la cap de tot! Nu tai niciun bou, înțelegi? Pătere! Nebunii norul ta vrea să taie bou! Ce să tai, bă, bou? Băi, ce tai, băi, asta e treabă de bărbați, în primul rând. Dacă ești vorba de un bou, eu îl tai. Și în al doilea rând, n-avem bou. Ce dracu să tai? Costin Hani, dar așa se numește sportul ăla. I-am spus că vreau să merg la cursul de tai bou. Vezi, auzești cu urechile tale. Vrea să taie bou. Nesâmță-to. Nu, dragă, așa se numește sportul ăla. Tai bou, e gimnastică, fii atent. Înțelegi? Poftim. Înțeleg că nu sunt proastă. Înțeleg. Faci așa în fața animalului, el se derutează, tu cu cuțâtul, hăc, îl iei de coarne, hăc. Nu tai tu mie bou, ce să fac cu atâta carne? Păi, stați puțin, că eu de altă venit. Vreau să vorbesc ceva cu amândouă, dar mai ales cu tine. Ce? Nu cu mine acum, că eu trebuie să mă duc la cursuri de Kangoo Jumping. La cine te duci, fă? Cine e ăla? Că vă omor pe amândoi. Cine e ăla? La cursuri Kangoo Jumping. Ce e ăla, fă? Sport Kangoo Jumping. Este un sport în care eu trebuie să sar așa pe niște parapeți și să fac ca capra, așa, fă ca capra, fă ca capra. Vezi? Sar ca capra, sar ca capra, sar ca capra, sar ca capra. Sport! Vaca sare ca capra, ha? Nu, eu sar. Ca să ce? Ca să-mi fac fundul ferm. Să ți-ți placă ție, bărbătușul meu. Să ai pe ce pune mâna, dragă. Să ți se încrunte melcul ăla puțin. Lasă asta, fii atent că e problema foarte gravă. Ce? Idiota e de diarela cumpără satul gratis de la primar și acum vrea să bage buldozerele în 2 ore peste noi să ne astupe. Vai, ce mă bucur! Cum să te bucuri, tâmpito? N-ai auzit că vrea să bage buldozerele peste să ne noi, omoare? Peste noi, să ne omoare! Dragă, dar e sora mea! Hello? Cum să nu mă bucur dacă ea a devenit bogată? Și așa, oricum nu mai era mare lucru din satul ăsta. Niște libidinoși, animale primitive, paradisul societății. Vai de mine! Doamne Dumnezeu, abia aștept să construiască ea aici un cartier de vile numai de lux. Iar eu să mă mut în amai de lux dintre ele. Dumnezeu! Și cu noi... Ce să se întâmple, fă, așa, ca... Ce ai de gând cu noi? Cu noi? Nu știu, probabil că o să vă iau să locuiți la mine la vilă. Asta în cazul în care o să am și o anexă pentru servitori. Sau mai veniți din când în când pe la garduri, că doar nu o să arunc resturile menajere. Fă-mi puțin masaj. Să știi că sunt foarte de acord cu ceea ce propune interlocutoare de aici. Hai? Și deștele mele tânjește după părul tău puțin, ca și unghiile după fața ta. Păi feria dracu tu să... Că te omor ca pe când tu ne dai pe noi la menajeri! Las că mă păstrez eu pentru mai târziu. Tu ești nebun, așa vrea aia să fac? Și tu ce ai de gând să faci? Ce ne facem? Dau foc la casă, pe tine te trimit la azil, eu mă spânzur. Cum ce să fac, fă? Crezi că pot eu, tigrul Sadovei, să îngădui să vină jegoasa aia din București, scursura ferentarului, să-mi berâme mie casa strămoșească, fă? Strămoșească, da. Am două idei. Două, fă. Două. Zi. Unu.
cumpăr eu satul. Așa. Și doi, dacă nu pot să-l cumpăr, mă căsătoresc cu Urinela și mi-l dă gratis. Asta e, cu Urinela, cu diarela. Uite că seamănă între ele ca două picături de cezăsăi. Bună prima idee aia cu cumperi satul. Sunt de acord să cumperi satul. A doua, te rog să o reconsideri. Deci, cumperi satul, cu cel cumperi satul? Hai, mă gândesc, bani n-am, deci mă căsătoresc cu diarela, asta e. Nu, cumperi satul. Rămânem cum am stabilit, cumperi satul. Pentru că eu o să m-am din tablourile tale, m-am din lanțuri, m-am din aur, vând tot, dă-le, Doamne iartă-mă, vând tot ce trebuie să cumperi, că nu... Ai fi tu în stare să renunți la atâtea valori, la aur, la alea, ca să mă păstrezi pe mine? Ești în stare să arunci tu milioane de euro așa pentru mine, fă? Da, Costi. Păi, tu crezi că tabloul ăla vine seara abiat și vomită pe ce prins băgâși? Tu ai văzut vreodată brățară dintre aia să sară să mă gușoaie, să-mi fun inel de aur, să-mi zică mie așa, Tandru, mai bine băgam furca și în tine când am băgat furca în măta. Chiar? Costel, familia e familie, Costel. Câte amintiri frumoase avem noi împreună. Da, bine. Amintirile astea, deși acum, pe șalea, ce niște amintiri de la tine, tu m-ai bătut. M-ai bătut ieri cu scaunul, nebunule. Ne-a rămas să te ieși spătarul de aici, dacă te uiți. Și am și piciorul stânga spate de la scaun. Am găsit găleată de la fântână, am dat și-o pe ce-am găsit. Doamne, ce șușumani ești. Și așa cilea, ți-ai minte că m-ai bătut acum? Cât să fi fost, două săptămâni cu scândura de la garda aia, a treia din spate, dinspre vale. A patra. Cum? Da, 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 a patra, a patra, că avea cui și mi-a intrat cui de n-am putut să respir. Exact. Doamne, cât ești de atent la amănunte. Cum lucrăm noi așa ca o familie, Costel, că ți-ți dai seama că dacă nu țineam eu contră cu spatele, tu dădeai cu scândura aia prin aer și scânteai mâna. Exact, exact, bravo. Și așa cum lucrăm și acum, Costel, eu vând, vând tot, a dracu să fiu, vând tot și tu cumperi satul. Păi stai puțin, că ăștia, cui vinzi tu? Ăștia... Acest sat! Păi ăștia n-au bani, fă, n-au doi bani la fel să-i compare între ei, ce dracu? Îmi fac imediat, făcuiși, deja 30 de conturi pe Facebook și tot facem rost de 1 milion și ne salvăm satul, Costele. Familia e celula de bază a societății, Costele. Așa că, tigrule, fă ce ai de făcut și ai nădejde în tigresa ta. N-are, bă, cum să demoleze satul cum ce vorbești. Păi, bă, oamenii are și ei, mă, fiecare, vorba aia, rosturi, orătăni, pătule, cu, de toate ele. Ce vorbă? Păi dă mai departe de mine, da. Păi tu știi că ce de ele am pe acolo, pe spatele căștii adunate, o viață întreagă, mă, sunt, vorba aia, o roabă de-aia, o... Lădiță de-aia de pedă strânginia, pungi de plastic, roată de roabă, nouă nouță ne-a pipiată, două cauciucuri de rabă, o raclă de garda, nu știu, că nu știu, după de-aia copii, și câte și câte, o oală de-asta de aria e găurită, o țără, dar cu un cocean și cu o cârpă, o faci de numai cur de strop. Da. Și sumă, și câte, deci n-are cum să... Da, vrei, vorba e satul meu părintesc, fiecare casă, de aceea îmi trezește amintiri. Nu există una din care să nu fi curat ceva. Sau biserica. Cum să dărâme, mă, sfânta biserică? E, dar parcă ai fost tu vreodată la biserică. Nu, no, dar prin spatele ei mai ardeam pe câte una. Știi ce loc bun e? Întreabă pe soarta. Tu te mă, dracu. Hei! Atenție toată lumea la mine! Citi într-un ziar și nu-i valabil actul ăla lui Diarela. Băi, dacă un primar vrea să vândă satul, trebuie să-l scoată la licitație, nu-l dă el cui vrea așa. Așa e, bă, are dreptate. Pe bune. Uite, facem licitație și ăla care dă mai mult, a lui e satul. Așa e, bă. Da, Supermane, tu conduci licitația. Ca să bă, nu așa se zică... are dreptate, fii atent ce spun că... Să nu se zică că face mânării. Nu, corect. Ăsta e din alt sat, n-are niciun interes să facă șmecherii. Bravo. Începem, mă. Ia zi, bă. Bun, primul obiect al licitației, satul Sadova. Cine oferă primul preț? 15 lei să moară mama. Taci, mă, dracu. Dar tot am pe mine, Costele, ce vrei? Cine oferă mai mult? N-a 18 lei, bă, mai și împrumut.
Dar de unde ai mai atâția bani? Ți-ai vândut țigările din pachet? Domnilor, prețul la prima strigare minim este de 100 de euro. Cine oferă 100 de euro? Bine, mă, dau eu 100 de euro. Gata, treci acolo și să fie. Ce, mă, tu ai 100 de euro? Am dat pe gros. Ce mare brânză, ce... 110 euro! Te-am reculicitez împotriva, dacă-l vrei tu. 110 euro odată, 110 euro de două ori, oferă cineva mai mult? Ați terminat cu tâmpenile, în jumătate de oră vin buldozerele. Ce de vine buldozerele? Băgați-le unde era să zică unde să ți le bagi de buldozere. Nu mai vine niciun buldozer, nu-i valabil actul al tău. Cum adică nu-i valabil? Nu-i valabil, n-are voie primarul să dea cui vrea în satul. Se face licitație, asta facem acum. Și cine oferă mai mult, ăla primește satul. 120 de euro. 120 de euro odată? 120 de euro de două ori? Oferă cineva mai mult? 500. Băi. De mii. Ce? De euro. Uite, probleme? Cum? Eu mă duc acasă să strâng de cu toate alea de pe acolo. Stai jos. Păi să pune ea cu mine, mă. Stai, mă, jos. Mă, Costele, hai, mă, nu te mai faci și de rahat. Aci vină, încoace și lasă. 1 milion de euro. 1 milion de euro odată? 1 milion de euro de două ori? Oferă cineva mai mult? Adjudecat! Doamne, mâncări! Bă, băieți, bă, bă, de unde ai tu mă atâta? Cum să vă fac eu pe voi, tâmpiților ce sunteți? Gata, bă, poți să te duci să legalizezi licitația, să fie totul clar. Păi și banii? Păi ești nebun, ce banii? Lasă, bă, asta să fie a mai mică problemă, până mâine iei. Păi de unde ai tu, bă, 1 milion de euro, nebunule? Păi... Leana s-a apucat să vândă pe internet niște tablouri. Da, gata, e clar, gata, hai să nu să strânge, că am acolo. Am sumă, trebuie să strâng toate alea, săriuța aia de când eram eu copil. Vorba aia, stropitoarea de nare buștuc, că sunt lucruri la care îți trebuie și nu știi când ai nevoie. Da, mă, că faci rău, Leana, mă, dacă îți pucă pe net acum și vin. Hai, hai, noi să plec. Așa? Și acum saltă-l pe net? Ea nu saltă-l pe net? Așa, deșteaptă-ști. Un tablou semnat P-I-C-A-S-S-S. Oh, oh. Bă, nu văd eu bine. Are doi de S. Cred că i-a tremurat mâna ăstuia. O fac dreacu de râs. Picasă, s-o, cu doi de să dreacu, am mai auzit, stai, delete, delete, șterge să așa. Cât să scriu la asta? Picasso, Picasso, cu doi de să, cam cât ai costat tu așa? 2, 5, 25 de euro. O fi mult. Îl las cu 20, dacă asta e. Așa, ce mai să-l tai eu aici? Așa, o monedă de aur cu mecla lui Julis Caesar. Julis Caesar, monedă de aur. E, asta e mai scumpă, 35 de euro, la tupeu. Care? Care dați, dați, care nu să fie sănătos. Hai! Mai am, ei, nu mai am, că jumate le pusă-i, strânsă-i până acum vreo 100 de euro, cât mai e până la milion, câteva zeroaie. You know I left, when you left, but now I know, I'm only hurt myself, oh, speak to me, bring your sweet love. Așa să... Urinelo, hai fata să mă ajuți ca ce cu pusul pe net. Nelly, honey, nu pot acum pentru că mă duc la taie bo. Mă nebună, tu chiar nu te lași până nu tai bou ăla sau ce tai tu, a? Și... Grasule, tu ce faci? Și eu mă duc la tai bo, fă, mă, mică. Păi, cu schiurile după tine?
Păi dracu știe ce e la taiboi, eu sunt pregătit pentru orice. Hai mă, vino cu ace, vino cu ace. Zi și mie cât să cer eu pe o pictură de tonidza. Vai, Nelly Honey, ia uite acolo ce pantofi frumoși. Super, super, ia vezi cât costă, ia vezi. Vezi că dacă e ieftin, eu nu-i cumpăr. Asta de euro, doar atât. Cumpărai acum. Cum să-ți cumpăr eu astea? Acum, uite, dă click aici, dă click. Așa, și bagă datele cardului. Zi mie datele cardului, lasă-mă, zi repede, hai. Cardul? Da. Al meu? Da. Păi să bănă 4-0 4-9 6-6-2-5 6-8-6-6 6-6-5-3 6-6-2-6 6-2-6-6 6-6-poartă-casă 6-casă. Bă, joc de mine? Păi cine ce a pufat cu bătaia de joc? Păi ce card? Eu am față de fomeie care a avut card dintre ăsta. Că sângule cărți de ăștia de la ținut o mână a fost așul, popicii, doi juveți, că mai mult nu-mi intrau, șăpticii. Vai de capul tău de habarnistă care ești o habarnistă. Hai, Axi Hani, să mergem, haide. Nelly Hani, nu uita, dragă, că la ora 6 se dă în reluare emisiunea mea în care te-am invitat pe tine. Cum e emisiunea ta, fă nesimțit-o? Ce e emisiunea ta? Păi uiți cine să dă ideea. Și pe cine ai tu, dragă, invitat așa de emisiune? Pe domnul Titi Frână. Este un celebru șofer de tir care știe prețurile tuturor fetelor de pe centură. Chiar eu, personal, l-am cunoscut la un brainstorming la kilometrul 36. Acuștul. Hello! Dar ce te interesește pe tine toate chestiile astea, Nelly Hani? Zi! Cum? Asemenea emisiune ai ajuns tu să faci adus șofer de tir în emisiune? Dă-l-mă afară, mă, ți-o spui eu, ca să facem audiență, trebuie să aducem un sexolog. A ta, da, a ta, Nelly Hani, a, te rog foarte mult să te uiți în reluare, pentru că eu nu am văzut nici măcar în direct, da? Bine, hai, ieși. A, Nelly Hani, te rog foarte mult să fii atentă și să studiezi dacă am fost îndeajuns de... cultă, inteligent, frumoasă. Ești, du-te, lăsați-mă în pace! Hai odată cu mine! Hai, pa! Doamne, ce ești? Ia să vând eu și schiurile lui grasul ăsta. Vând schiuri de grași, mărime, xxlă. Xxlă, xxxxxxlă. Doamne, bă, câtă minte să ai să te sui așa pe două doage să-ți dai drumul la valeta. La, ua, păza, că vin și eu cu gravitația. Ia uite ce clămpâi, măi. Ia stai, mă, că nu ai fi și eu mai proastă decât ele. Așa, ia să vezi, să vezi acum schiurenii. Ia să vezi tu. Ia. Oh, cum alunecă. Oh, cum alunec. Stai că ăștia trebuie să se înclăture pe undeva pe aici. Așa. 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 Și acum ce? Ce fac eu de acelea? Îmi dau drum așa că bezmetică sunt. Să fi pus, Doamne, azi mă fiu scăunel pe... Să stai și tu așa, ca în prism. Bună ziua, domnul Bradu! Bună ziua, bună ziua! Că mă cunoștea toți, că sunt și eu. Ia-te-te că vine Costel. Da să închid asta. Da să închid. Bă, nu pot să mă mișc. Da să... Gata, fă, făcuși bani. Făcui bani. Făcui gimnaz. Nu te uita acolo. Hai să văd ce făcuși. Ce făcui? Ce făcui și eu? Ce putui să fac? Dar nu-mi strica acolo, că te să duce dracu toți banii dacă... Nu te atinge de alea. Ți-ți făcuși cont pe Facebook, ia uite, Helena Manechina. Dar nu e contul meu, dragă, nu e contul meu. Nu e contul meu, nu te-a luat după poză, că așa se hackerește pozele. Mi-i furară. E o femeie care are tot un batic verde, o vestă galbină, o rochie lungă, dar nu e a mea. Deci fac report la Facebook, fac report, nu e. Ia uite, primiști mesaj de la unul, de la cine? Dumitru...
Ornitolog, geolog, milog. Zice, tex, put, accept, la Fred, request. Tex, tex. Să ne tăguim în privată. Oh. Hai să ne facem selfie naked. Lel. Cine e ăsta, pe vecinul Mitica? Tex, nu știu. Eu să știu, nu ți-o spusai că nu este contul meu. E contul lui altu cineva și te rog să închizi că te dau în judecată pentru violarea intimității personale. Păi dacă nu e contul tău, e? De ce să mă dai în judecată? Păi da, păi de ce? Nu e contul meu, dar o fi altă femeie care săracă e handicapată. Și-o dau eu că e handicapată. Și proastă. Și proastă. Și bătută. Și bătută. Bătută nu. Nu, zisă-i și-o așa, mă, zisă-i, mă scăpai, că bă, fie-ți milă, că sunt blocată în cizmele lui bou ăla de icac sunt. Te rog eu frumos, nu da-te o femeie imortalizată pe peliculă, că aș bea și gura mea niște țuiculiță, niște asta, dar n-ajung până la pat, rămâs. E? Ce zisă-i? Ce zisă-i, fimear? Spurca mea și gura, singură să-mi ascund. Dă-mi! Dă-mi să beau, dă-mi să beau, n-auzi? Dă-mi să beau, să mi se subțieze și mie picioarele, să ies de acele. Și cum ți se subțiază ție picioarele? Păi, tu nu știi că alcoolul face reacție chimică și arde grăsimile din organism, de pe picior. Și rămâi cu un picior așa mic și ieftin și subțire. Păi când bei, nu te lasă picioarele de asta că sunt mici, de la reacție, de la chimie. Dă și mie să beau, mă, catearele alea. Dă, mă, să beau, mă. Bă, ce invenție, bă, frate. Eu te schiuri cu cizme. Doamne, ce simplu era. Și eu m-am chinuit ani de zile să te țin departe de băutură, departe de bărbați. Ai spart ușa. Ai rupt lanțuri. Ai dărâmat pereți. Și era așa de simplu. Bă, cu ocazia asta pot să mă duc și eu prin sat. Cum să te duci? Bă, poate chiar pun la Craiova. Bă, ce să cauți pe la Craiova? Vreo 3 zile, așa. Bă, tu ești prost, cum să te duci? Dacă ți-e foame în astea 3 zile, e? Te ai pâine aici. Bă, n-ar rău, pus dacă vine să, Doamne iartă, mă, să fac și eu pișul. Dă-ți drumul. Pe pârte. Uite-o! Logă să te arunecat pe jâi să te găsească. Cum să ai sufletul să mă... Nu se poate, trebuie să... Ha? Cât de mare poate să fie prețul libertăți? Uite, s-a făcut 6. O lele începe emisiunea cu proasta de norul meu. Bună seara, dragile mele Hani și dragii mei Hani. Bine ați venit la emisiunea Cum să fii deșteaptă, prezentată de către cine altcineva decât de mine, care, după cum bine vedeți și voi, cât sunt de deșteaptă. Rochie de la Zaraza, 3.000 de euro. Ciorapii din Singaporcu, 2.000 de euro. Iar chiloții. Este că ăștia n-au etichetă. Dar cineva mai port? Lasă că-i scut după emisiune. Vă rog frumos să faceți abis. Da, așa de ei. Așa cum v-am obișnuit, o să începem la început cu cititul corespondenței. Deci, Daniela Ciudin ne scrie așa. Click to download pref.doc. Foarte frumos din partea ei că ne scrie asta. Iar noi îi spunem mulțumim frumos la fel. Așa. Gina Stroie zice: am hemoroizi de 2 ani. Mărișori. Peste 5 ani ai putea să dai la școală. Ne întreabă: ce medicament îmi recomandați ca să scap de ei? Păi, Hani, în primul și în primul rând, dacă hemoroizii ăștia sunt românești, părerea mea este să-i arunci la gunoi. Sau, mă rog, ai putea, de exemplu, să-i lași într-un parc, pe bancă, să ia dacă are cineva nevoie de ei. Dar dacă sunt de import, trebuie neapărat, dar neapărat să contactezi firma producătoare să ți schimbe. Pentru că vezi tu acești hemoroizi, se mai uzează și ei și după 2 ani, gata, nu mai sunt buni. Gata, matracu, că prezintă-mă. Da, chiar.
dragii mei, astăzi am invitat lângă mine o doamnă de excepție, îmbrăcată mult mai ieftin decât mine, Iulia Albu! Filmați-i careva etichetele de pe creier, unde scrie 0 lei, euro. Emisiunea trecută eram Iulia Albu. Acum sunt Leana Bahmuțeana, Bahmuțeanu sunt. Da, chiar, Bahmuhani. Ia, ascultă. Ascultă, la platou de lângă noi se înregistrează ceva, cântă ea ceva frumos. Ia ascultă. Ce? Muzica cultă. După emisiune mă duc și le spun: băieți, ia băgați voi o mana de Vivaldi sau o horă de Beethoven. Dar să le cer ceva cult, un rock, ceva. Ia, Nelly, ia ascultă. Scuze, Bahmuhani, ia ascultă. A? Melodia asta este de pe albumul ăla Fără tine mi se îndoaie. A, lui Lady Gwanga. Și piesa se numește Scoală-te, mamă, din groapă să vezi porcii cum bea apă. A, dar mă rog, de unde să știi toate lucrurile astea tu care nici măcar n-ai terminat facultatea? Do, dar amite liceul. Firea dracu de matracucă. Cum să nu termin fa liceul? Doamne, ce aș bate-o pe proasta asta. Dacă n-ar fi emisiunea de eroare și dacă n-ar fi norul meu, aia așa, cu șuiu. Fă, l-a terminat de 5 ori chiar. Și tot veneau generații din spate. Dar și eu mă măritasem între timp. Să-ți dau una de zi. Dar stă bine așa ca Bahmuțanca. Ar fi interesant să umblu așa tot timpul. Poate găsesc și eu ceva miliardar pe la gunoaie. Să nu mai pierdem timpul și vremea cu toate imbecilele și să continuăm corespondența. Pe adresa emisiunii Cum să fii deșteaptă ne-a scris Mioara Velcea din Prahova. Cu dragoste. Firați ale dracu de proaste și tu și norul taurinela care... E-mailul ăsta nu l-am primit decât jumătate aia cu norul meu. Așa că Dorina Pandele din Aiud descrie: sunt gravidă în 7 luni și am diabet. Mi-aș face injecții cu insulină în burtă, dar mi-e frică să înțăp copilul. Ce mă sfătuit? Hani, deci părerea mea este următoarea. Bine ar fi să scoți un pic copilul din burtă, faci injecția, după care să-l bagi la loc. Auzi, nu asculta toate proastele, ți-l spui eu. Remediul e clar, mi l-am scris de acasă. Îți faci injecția în fund și naști copilul prin burtă, ori invers. Am zis bine. Eu așa făceam, să știi, când eram gravidă. Că eu, dar nu făceam injecții cu insulină, îmi făceam cu țuică, că n-aveam voie să pun gura pe beutură. Deci gura n-ai voie, dar așa injecție se poate. Să... Nelioani, dar ce proastă ești, pardon, Bahmu. Dragii mei, a sosit momentul clipei să-l invităm pe invitatul pe care l-am invitat astăzi, domnul doctor medic cu sexolog, Cornel Preda! Bună ziua, păpuși! Vai, domnul doctor cu sexolog, ce mă bucur că ați răspuns afirmativ și pozitiv la invitația noastră! Dar ce ați adus cu dumneavoastră acolo? Am adus niște... Da, dar ce, ne crezi chiar așa proaste? Dar noi nu credem că sunt niște. Problema este că suntem extrem de foarte curioase ce reprezintă acele niște. Și dacă tot ați adus niște, să ne le și prezentați. Adică când trebuie luate aceste niște, dacă au efecte secundare, mod de administrare, posologie, adică timpul... Vezi, dragă, ce vorbe am în mine de când sunt Bahmuțanca? Că când eram Iulia Albu, gângăream 3 cuvinte, îmi prezentam ananasul și gata. Dacă Bahmu, string. Bine, deci... Deci nu sunt niște, fată, sunt deci. Apă, pe mine mă interesează deciul ăsta, să știți. Că eu am luat odată niște deci, mintr-o asta, și mă apucam în cărimea de la deci. Și mă cam veneau bărbații la mine să mă scarpine, știi? Adică eu mă țineam de garduri, de la deci. Și cum stăteam cu deciu pe garduri așa, treceau bărbații și mă scarpineau, dacă înțelegi ce deci vreau să spun. Deci, ce vreau să spun. Hello? Nelly, hai...
Mereu uit că ești Bahmu și-mi vine să te stric pe proasta, e la altă. Scuze. Bahmu, honey, dar lasă, dragă, omul să vorbească, că doar de-aia l-am invitat aici în plată, unul să se uite așa ca dobitocul la noi. Deci domnul asta? Doctor deci cu sexolog, puteți să ne spuneți cumva dacă aceste niște ajută la creșterea apetitului sexual? Atunci când... Păi asta mă interesează pe mine, atunci când? Adică când trebuie să le iau? Înțelegi? Adică și cine le ia, dragă, femeia sau bărbatul, că nu e tot una? Că, de exemplu, eu ca femeie am două pofte mari și late. Țuică și sex. Corect! Corect! Ce proastă sunt, că trebuia să le spui, să le spui Leano despre Costel, despre poftele lui, despre miliardele de pofte cu țigări, cu beuntură, cu femei, cu sex, cu sex, dar mai puțin cu mine. Mai puțin cu Lenuț. Domnul doctor, pe mine chiar mă interesează medicamentele astea. Vedeți dumneavoastră, soțul meu nu poate decât 3 minute, după care devine inutil. Crezi cumva că dacă iau vreo 5-6 pastiluri dintre astea, o să-i vină cheful mai des și mai mult pentru mine? Sau să iau cumva mai multe și o să aibă chef tot timpul, în fiecare zi, mereu și mai des? Nu, asta e pentru... Păi dacă e... e pentru! Păi dacă e pentru, dă și mie, fată! Olele, păi ce, eu n-am nevoie! Nu! Păi și bărbatul meu trebuie, că și pentru... Și faceți o listă cu mașiniștii, cu ăștia care să mai strâns la cameră, că dacă e pentru... Lele, ce pentru pățâți! Lele, ce pentru pățâți! Hai, dar nu trebuia... Hai, Nelly! Nelly, honey, știi? Eu așa am un chef...